Scarlett, Emma, Anza, David, Rebecca, Ellie, Sara, Elisa, Rebecca, Paola, Coca. Dacă ajungi până acolo, îți dau 1000 de lei. Adică toți vor trebui să facă curățenie. Bilețelul roșu. Tura asta, eu nu mai vreau să am surpriză. Ziua mea surpriză. Din cauza că am observat că am crescut și că mama nu îmi invită pe cine vreau și de multe ori nu face cam ce vreau, dar sunt foarte mulțumită și îmi place, dar am zis mai bine decât să stau așa, mai bine să îmi organizez eu ziua și uite că am făcut-o. M-am dus cu mama până la magazin, ea m-a ajutat să fac totul și acum am început să decorez, vedeți? Vedeți? Da, dragă familie, astăzi este ziua lui Scarlett și nu o organizăm noi și facem o surpriză cum îi place ei de obicei, ci și-a organizat-o ea. O să vedeți ce anume și-a organizat, pe că am lăsat-o total pe ea. Acum eu fac tacos, nu am mai făcut niciodată, m-am uitat pe YouTube cum se fac, dar am mâncat tacos de foarte multe ori. Am fost în Mexic de vreo 15 ori, chiar. Până una alta, noi aici suntem organizați, facem curățenie, Sara cu Scarlett pregătesc masa. Bunica are o rochie nouă, o să o observați astăzi. A găsit-o Sara undeva la un second și îi place foarte, foarte mult și ne place și nouă și cred că și vouă. Dați un mare like de la început pentru rochia bunicii, nu, pentru ziua lui Scarlett, da? Mulțumesc! La mulțeasca! Oh. La mulțeasca! Wow. La mulțeasca! Ce, să facem aici un decor? Da, da, trebuie și acolo. Trebuie o oață. Dar cât ori și mă așa. Bunica, îți place? Fain, e foarte fain. Și așa, toate asortate. Ce zic, bunii? Wow, stai un pic! Eu sunt mai curioasă decât tine. Stai un pic, cred că știu ce sunt. Ce știi? Mi-am dorit să fac eu singură astea. Ce? Din astea! Din astea! Da! Din astea reușit! Le-a spune! Da, deci băi, au venit și copiii! Cât sunteți până acum? 4. 6. 6? Băi, 4 fete, zic, 6. Am primit niște bunătăți de la Daniela Șocolat din Suceava. Sunt extraordinare! Ne facem abonament, am început să tot mâncăm de la ei. Ce faine sunt! Scarlett, scrie 12 ani, sper că nu. Da, deci care a fost faza cu 12 ani? O întreabă Daniela pe Sara, câți ani împlinește Scarlett? Și Sara i-a zis, 12! Salută și tu, Melk, ești prima dată pe vlogul ăsta? De ce? Pentru că atâta... Scarlett a zis că are 11 ani, zice de jumătate de an care are 11 ani, încât noi acum când e ziua aia am zis, bă, face 12. 11! Sigur? Yay! Sigur! Hai, vrei tu să pregătești barul ăsta? Am 12 ani, da. Yeah. Happy birthday to you! Și pentru Lanu. Și pentru Lanu, da. Da! Stai că le păstrez eu. Melissa, știi că anul trecut la Amza, ai zis că are 3 ani, ai scris pe tort că are 3 ani. Pentru că Amza mereu ziceam, îl întreb Amza, câți ani ai? Nu știu, doar ca să-l testez, să văd dacă cineva l-ar întreba. Ce 3 ani. Și după ce a fost ziua lui, și după aia eu, în mintea mea, avea 3 ani și am scris pe tort, le eram obosită după o zi întreagă de tort. Cum e? Cred că am făcut prea piperat. Bună. E bună carne? Da? Știi cum e? La copii, dacă faci carnea sau carnea, mâncarea în general prea condimentată,
Scarlett, Emma, Anza, Delia, David, Rebecca, Maya, Jean, Claudia, Paul, Sara, Melissa, Andra, Rebecca, Gabriela, Paul, Marc, Daniel, Poca. Eu sunt cea mai importantă dintre toate. Sunt bunica lui Scarlett. Aia e, bunica. Deci aceasta este echipa de la ziua lui Scarlett. Adulți, copii, adolescenți și tineri. Scarlett, toți zicem la mulți ani! Scarlett, dar zi-ne ce facem astăzi. Să facem taco, o să mâncăm, o să mâncăm pizza, o să ne ducem la high jump, pa, pa. După mine, spre masă! Haideți! Spre masă! Clătite mexicane. Petrecerea lui Scarlett, 28 aprilie. Bun venit la ziua lui Scarlett. Astăzi o să ne consumăm energia și hai să vă arăt cum. Prima dată la ora 14 o să ne jucăm ceva în Vamas. Nu va juca nimic prima dată. A doua la 14:30 facem tacos. După aia, când terminăm de mâncat, ne ducem la high jump. Stăm acolo vreo 2 ore, peste 2 ore mergem înapoi acasă. Am ajuns și acum mâncăm pizza. Păi, nu mă mâncare, Scarlett. Totul surpriză, după aia ne jucăm jocul și avem dat ziua cu zero energie. 2, 3 și... Din ce cauza am făcut tacos? Pentru că și-a dorit Scarlett în primul rând și în al doilea rând pentru că e așa un mini craft pentru copii, fiecare să-și fie. Ia mâine, ce complot faceți voi aici? Ce complot faceți voi aici? Vorbim secret. Secret? Sca? Cum e? Bun, bun. E bun? Bun. A? E așa. Bun. Foarte bun? Ai pus-o și tu. Dacă m-a vis să speculez și m-am pus aici. Ai o rochie foarte faină. Rochia ta e foarte faină. Da, păi am nepoată și mai faină, care mi-a cumpărat rochia faină. Mai e loc de atât de copii? Ce ziceți, oameni buni? Vă place de fetița mea? Mm-hmm. Fetița mea care acum are 12 ani. 18. Ce încercați să faceți copii acolo? Să vedem cine e primul. Nu, scoate! Scoate pe primul. Scoate pe bord. Da, dar eu sunt ultima, că eu sunt gentleman. Fiecare face pe lui. Nu, ia. Zic cadouri care l-am primit de la mama și tata. Mulțumesc. Și de la Melissa? Și de la Melissa. Da. Ah. Ba chiar... Uee! Stai că a pornit. Așa. Dar dai prea repede. Uee. Cu răbdare. Aia e. Așa, exact. Trebuie să-i vedeți fața lui Amza cum e. Wow! Asta e! Cine vrea fata pe bărbie? Dintr-o linguriță atâta? Da. Hai că... Nu mai zahăr! Acu' e asta! A mea! Foarte bună! Aia a mea! Cum e? Bun! Bun? A fost bună! Da? Deci clasă. A fost de bis. Nervos ca nimic. Ia Maia. Hai, repede. Scrie jos în comentarii dacă se sară. La high jump? Sargin. Da, exact, sărim pe șmecherie. Suntem gata? Hai să vedem cum ne împărțim în mașini. Nici măcar așa să fac scheme. Hai să plecăm în Brașov la high jump. Cine vrea să sară? Ok. Deci, Amza și Delia, voi săriți mâine, da? A, tot azi? Da, mă, toți vreți să sări. Abia am mâncat, dacă sar acum. Care te bucuri? Da, nu tot, te rog. Gata!
Mamă, ce șmechere sunt! Hai! Trageți pe bancuță, ce să spune? Da, aveți și bancuță. De ce nu stați pe bancuță? Nu, nu trebuie. Gata! Ia uite ce responsabil ești tu, Ana, spui șosetele așa să nu ți le pierzi, nu? Crede-mă că nu ți le ia nimeni. Șosetele tale. Da. Deci suntem la High Jump în Brașov. Locul ăsta este preferat de copiii noștri. Noi am mai fost. Am fost și chiar și noaptea. Și cine a văzut videoul Tu alegi povestea, știți că aici s-a încheiat videoul pentru cei care au ales corect. Acum suntem în cursul săptămânii, în timpul programului. Mai sunt și alți copii, asta e fain. Trebuie să merg puțin să organizez copiii, să vedem, hai să vedem cum sar, ce se întâmplă. O să vă fac un instructaj valabil pentru tot parcul, da? În primul rând, în parc, nu alergăm, da? Distracție plăcută! Ura! Ura! Da, da. Mai țin minte că nu era așa. Da, s-a mai schimbat de atunci, nu? Da. Wow! Mamă, ce bun ești! Ce-ai pățit? Nu m-am lovit. Nu? Nu? E sigură? Da. Wow! Ți-e la vânt aici pe partea asta galbenă și mergi tot pe partea galbenă, mama, și sari. Înțelegi? Hai, vreau să te văd, încă o dată. Oh, oh, nu, nu, nu! Haide, Lisa! Haide! Hai aici, haide! Andra, e rândul tău acum, hai! Dacă tu faci traseul ăsta până la final, cât îmi dai? 500 de lei. Da, de mie, eu fac. Doi. Da, promiți? Promit. Dacă ajunge la jumătate, e bună care. Nici n-am apucat să filmez. Îți mai dau o încercare, Melissa. Dacă ajungi până acolo, îți dau 1000 de lei. Ok. Marc, ție îți dau 100. Îi dăm 100 lui Marc? Îi dăm 100. Care ajunge primul la capăt primește 100 de lei. Și eu vreau. Și eu. Nu mai primește nimeni 100 de lei. Eric! Până acum ai fost singurul care a trecut un challenge. Singur ai fost. Păi, că e sete, hai să dăm niște apă. Trebuie să plecăm, tati. Acum. Zi ceva, zi. Salut. 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 Scarlet, ești gata să vină tortul? Da. Hai, toată lumea mâinile la ochi. Tișa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Mamă, cum miroase! Mamă, ai pus rom? Mariana, ai pus rom? Da. Wow, ce bine e! Mamă, ce bun! Așa în detalii. Ce bun miroase! Mariana, ești profesoară! Bravo! Ci că nu i-a prea ieșit bine. Ce, Doamne, ce tort! Zici că e din desene animate. E foarte tare! Deci fiecare are aici un
vilățel. Da? Și dacă este... Trebuie să ne uităm la bilețele, să vedem fiecare ce e. Adică eu ar trebui să fac curat și să nu știe nimeni. Și ăia care au avut pe bilet roșu să deschid ochii, ceilalți nu. Nici să nu trișeze. What's the point? E un fel de mafia, iubi, numai că e mongas, e pe English. Gata? Acum închidem ochii. Mafia pe curățenie. Și îi deschidem toți. Aha. Așa. Acum să începe așa. Da, acum ne-am pe costii, dar și pe tine. Ăsta îmi place că e cu curățenie. Haide, păi hai. Face curată. Toată lumea curățenie. Păi eu dacă identific impostorul, ce se întâmplă? Puteți să mergeți și în dormitor? Poți? Descrizi eu. Dar cine omoară? Impostorii. Dar cine sunt impostorii? Aha, ok. Durează prea puțin. Deci, mangas, ăsta este un fel de mafia, cum era în generația mea, și se mai joacă și astăzi, bineînțeles, numai că este pe curățenie. Treaba asta îmi place. Cred că aș schimba regulile jocului, se pun chiar pe toată lumea să fie cu verde, să facă curat. Asta cred că o să facem la final. Să nu avem niciun impostor. Deci impostorii au câștigat. Da, mi-a zis și... Hai să zic ceva. Auzi, la final de tot facem un amangas, dar le facem la toți bilețele verzi. Adică toți vor trebui să facă curățenie. Și ne punem mafia. Nu punem mafia niciunul. Și nu o să le zicem. Da. Ca să facem curățenie în toată casa. Da, ține mult. Ce? Ține mult. Ține și punem și aspiratorul în mijlocul casei. No, așa se încheie o zi de naștere. Ultimul joc. Ok, ultimul joc. Anza, veniți aici. Scarlet, care este verde, face curat. Care este roșu? Omoară pe cei care fac da, curat. Să faci, să da, dar ideea e următoare. Ce am observat eu este că ăia care sunt verzi nu prea fac curat. Numai se uită așa stânga, dreapta și filează. De data asta, toți care sunt verzi trebuie să faceți curat. Și filează și vede. Ne-am înțeles? Nu spune. Toată lumea închide ochii, da? Toată lumea. Ok? Să deschide ochii cei care au primit bilețelul roșu. Gata? Toată lumea deschide ochii și începe să facă curățenie. Am picat roșu de răscat, de ce spun eu? Eu am făcut toate biletele și sunt toate verzi. Cum zici că ție ți-a picat roșu? Mi-a picat scămăguse eu biletele și am picat roșu. La alt joc, la ăsta nu. Toată lumea face curățenie pe bune. Da. Eu sunt impostorul. Din cauza că sunt mic. Deci toți care au primit verde. Verde. Ia să vedem. Ce bilet ai avut? Fă curat. Fă curat. Nu e Florin. Nu e. Amza nu e. Impostorii nu s-au găsit, continuați curățenia. Scarlet, faceți curățenie și la voi în cameră. Ai scos toți impostorii, ne pui la treabă. Yes! Gabi s-a prins cine este impostorul. Eu am fost impostorul, am scos toate biletele roșii. Și v-am pus pe toți la treabă, la curățenie. O idee super bună. Îți mulțumesc că v-ați uitat până la final. Sper că v-a plăcut ziua mea de naștere cum eu am organizat-o. Deci să dați un like și un subscribe și un clopoțel.